Ajută-mi, Doamne, să pot trăi și în această seară în cuvântul Tău și să împlinesc doar ce e bine primit înaintea Ta. Îți mulțumesc că m-ai vegheat astăzi și că m-ai ferit de cel mai amar păcat, păcatul deznădejdii. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit dulcea comoară a credinței și că m-ai făcut să cred în binefacerile Tale. Cât de bun ești Tu, Doamne, cu mine și cât de multe sunt minunile pe care le așterni în calea mea. Întărește-mă, Doamne, și ocrotește-mă ca să pot să-Ți răsplătesc marea milă și bunătate. Cercetează adâncul sufletului meu și vindecă-mi toate cele nevindecate. În numele Celui de viață dătător, Tată Ceresc, Duh Sfânt întrupat și Fiu fără de păcat. Amin. Primește, Doamne, puțina mea rugăciune în seara aceasta la care m-ai învrednicit să ajung. Ține-mi trupul cu sănătate, căci vreau să Te cinstesc vreme îndelungată. Ține-mi inima plină de curaj, căci vreau să continui să lupt cu răul în numele Tău. Și ține-mi mintea plină de lumină și de înțelepciune creștinească, pentru ca să știu să mă tem în această viață numai de Tine. Dăruiește-mi toate cele ce Tu știi că mi sunt de nevoință, fie că au fost ele cerute sau necerute prin rugăciune. Și primește-mă în brațele Tale ori de câte ori Te caut și alerg cu nădejde spre Tine, căci numai Ție mă închin și mă rog cu credință în fiecare zi și în fiecare seară. Amin.